În Dolj a fost amenajat spațiul destinat desfășurării activităților de monitorizare electronică. Identitatea persoanei supravegheate care poartă dispozitivele electronice va fi cunoscută doar de polițist. După introducerea în sistem a semnalării, organul de supraveghere, precum și organul judiciar care a impus obligația de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, va avea acces, în anumite condiții stabilite clar de legislația în vigoare, la datele de localizare ale celui care poartă dispozitivul electronic în scopul verificării respectării obligațiilor ce revin persoanei supravegheate. În acest an, polițiștii dolgeni au emis 181 de ordine de protecție provizorii, 90 dintre acestea fiind transformate de instanțele de judecată în ordine de protecție. În ceea ce privește echipamentul de supraveghere, pentru agresor va fi montat și un dispozitiv de supraveghere care constă în această brățară și acest tag. În momentul în care s-a dispus această măsură, organele de poliție vor proceda la montarea acestui dispozitiv. Montarea se face relativ ușor prin conectarea celor două capete ale brățării la acest tag, moment în care se va realiza conexiunea cu telefonul mobil alocat. În primele 8 luni ale acestui an, polițiștii au fost sesizați cu privire la săvârșirea a 576 de fapte pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, 48 de fapte pentru infracțiunea de amenințare și 64 de fapte pentru nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinele de protecție. Numărul autorilor care comit astfel de fapte este 886, iar al victimelor acestora 927. În aceeași perioadă, instanțele judecătorești au emis 218 ordine de protecție provizorii la nivelul Doljului, 170 confirmate de unitățile de parchet.